Un bărbat din Brăila, bolnav de epilepsie, a căzut în stradă din cauza unei crize și minute în șir nimeni nu i-a dat nicio mână de ajutor. Indiferenți, trecătorii au privit cum omul s-a prăbușit și a zăcut întins pe trotuar la marginea unei treceri de pietoni. Momentele au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, așadar vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În doar 3 secunde, bărbatul era la pământ, făcuse o criză de epilepsie. Efectiv, îi se moaie picioarele, cade. Salvarea putea să vină din partea unei femei care trecea pe lângă el chiar în acea clipă. Doamna alege în schimb să îl ocolească. Nici măcar nu se uită, se uită de-abia după ce s-a îndepărtat câțiva metri. Dar nu se oprește, în timp ce bărbatul care avea atâta nevoie de ajutor rămâne neputincios întins pe asfalt. Ar trebui să-l ajute să nu se lovească. Dacă este căzut pe lângă o scară sau pe cartea carosabilă, să-l tragă la adăpost. Și începe să aibă o criză. Se zbat, tremură, au un geamăt. De peste drum, mai mulți martori priveau și ei pasiv cum, după câteva secunde de chin, bărbatul rămânea inert. După un minut de agonie, omul mai are o șansă ca cineva să îl ajute. O altă doamnă se îndreaptă spre el, însă și aceasta trece nepăsătoare. Abia doi tineri ajunși lângă victimă, după câteva clipe de ezitare, îl ajută pe omul care nu mai dădea niciun semn de viață și sună la 112. Cei doi sunt singurii care nu l-au abandonat pe bărbat și stau până la sosirea ambulanței. Sunt în folclorul medical, cum că ar trebui să-l muști de deget sau să-l înțepi cu ace. Nu au nicio valoare și niciun efect. Între timp, curioșii s-au adunat, dar nu ca să ajute, ci doar să asiste. Abia după câteva minute care puteau fi fatale, încet, încet și alți trecători au renunțat la indiferență. Bărbatul a fost dus la spital, iar acum este în afara oricărui pericol.